istituzione europea di una miglior protezione del cittadino in base al principio di sussidiarietà, dove lo Stato nazionale non può fare, serve l'Europa. Trebuie să facă lucruri care să fie și în slujba Europei și am citat câteva exemple. Cambiamento climatico, la politica commerciale. Politica comercială. E ho sottolineato l'importanza di un ravvicinamento tra Europa e Stati Uniti perché Europa și Statele Unite. Il problema non sono per noi gli Stati Uniti, per gli Stati Uniti non è l'Europa, ma è l'offensiva commerciale cinese. Lo stesso discorso vale per l'Africa. È un'emergenza quella dell'immigrazione che è destinata a durare e se non ci sarà una politica europea. Cu care ne confruntăm cu această urgență, trebuie să o combatem și am spus suficient, ajung atâtea polemici între statele membre și a diferențelor de politici. Dacă vrem cu adevărat să combatem problema, trebuie să încercăm acest lucru. Și am ținut acest discurs în ceea ce privește politica de apărare. Abbiamo perso una partita nel 1954, partidă, cum se spune, ora 1954, nu ne mai putem permite în acest moment să o mai pierdem încă o dată. Naturalmente anche sul cambiamento climatico dobbiamo essere protagonisti. Climatice, non serve un estremismo ambientale, nu e nevoie de un radicalism de mediu, una green economy, attraverso una green economy verde, green economy, și să facem acest lucru printr-o economie ecologică. Ho ribadito la centralità verde del Parlamento in un'Europa rol central al Parlamentului într-o Europă politică și asta pentru că Parlamentul democratic eletta dai cittadini. Instituție democratică aleasă direct de către cetățeni și am subliniat cât de importante, ca să nu spun indispensabile, sunt în acest moment anumite reforme. L'attribuzione del diritto di iniziativa al Parlamento europeo. De inițiativă care să fie atribuit Parlamentului european. Suntem singurul parlament din lume care nu are drept de inițiativă și am cerut și subliniat de altfel cât de important este să se consolideze politica de control al Parlamentului și mai ales dreptul de anchetă al Parlamentului european. Ribadito che per noi il Consiglio deve trasformarsi in un'autentica Camera legislativa sul piano di parità sigur, pe picior de con il Parlamento e ho anche ribadito che non si può più decidere all'unanimità su alcune questioni, ma è indispensabile arrivare este indispensabil a una să se ajungă la o alegere maggioranza. Care să fie făcută cu majoritate. Ho ribadito l'importanza di completare l'Unione economica e monetaria, să desăvârșim Uniunea economică și monetară, e quindi anche l'Unione bancaria. Și să desăvârșim Uniunea bancară. Detto che sono favorevole a un bilancio per la zona euro, ma questa cosa dovrebbe essere sviluppata all'interno del quadro dell'Unione. Mi sono espresso a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze europeo, però sulla base di una vera armonizzazione fiscale, perché non si tratta di aggiungere una poltrona, ma si tratta di avere una politica diversa. Naturalmente vogliamo completare come Parlamento l'unione bancaria, l'unione dei mercati di capitale. Per quanto riguarda la politica della difesa, che politica de apărare, consideriamo prioritaria per rafforzare la politica estera europea, ha proposto di istituire un consiglio permanente di ministri della difesa presieduto dal vicepresidente della Commissione, rappresentante. Joacă un rol acest sens și vorbim despre consolidare consolidată între Parlamentul European și parlamentele naționale. Questi sono un po' i punti iată, che ho affrontato care sunt aspectele pe care le-am dezbătut și subliniat în cadrul intervenției pe care am avut-o astăzi în cadrul acestui Consiliu European Informal de la Sibiu, unde se vorbește despre viitorul Europei. Am exprimat mulțumiri tuturor conducătorilor care au participat la dezbatele organizate în Parlament. O adevărată noutate, de altfel, faptul că am adoptat în legislatura mettere il Parlamento al centro del dibattito democratico, în centrul dezbaterii democratice faccia și faccia am avut discuții față în față cu cei 751 de eurodeputați și cu reprezentații statelor membre și questo ai guvernelor mi ora, și se ci sono alle vostre domande. Acum stau la discuția noastră pentru întrebare. Please.
Presidente, io vorrei sapere, ora il Regno Unito ha annunciato ufficialmente che parteciperà al voto europeo. Il Regno Unito ha annunciato in modo ufficiale che parteciperà alla legge delle per eventuali storture che questo voto del Regno Unito potrebbe avere. Allora la legge europee non va a finché è membro dell'Unione Europea, il Regno Unito per forza deve partecipare alle elezioni. Ci auguriamo che i britannici decidano quanto prima cosa intendono fare, perché sono mesi e mesi che dicono soltanto no, quindi è complicato capire. Noi vogliamo avere buone relazioni con loro, ma ci preoccupiamo anche di tutelare gli interessi degli altri 27 paesi dell'Unione Europea. Conci de interesele celorlalte 27 state membre ale Uniunii Europene. Să hotărâm că se vor hotărâ în grabă, să sperăm că se vor hotărâ în grabă. Articolul 50, rimaniere all'interno care le permite să și rămână în Uniunea Europeană dacă renunțe la aplicarea sa, să fie folosit. Dar ei încă trebuie să hotărească ce doresc să facă. Thank you. It's James Crisp from the Daily Telegraph. Two questions, James if I may, please. Nigel Farage has threatened to cause chaos when he returns to the European Parliament. Could he cause chaos in your institution if the Brexit Party is successful in the elections? And second question on the Spitzenkandidat process. There's a feeling here that the May 28 EU summit is a way to bounce the European Parliament out of the decision to for the next European Commission president. What do you think about that? And what do you think about the idea of Michel Barnier, president of the European Commission? Ideea ca Michel Barnier să fie președinte al Comisiei Europene. Michel Barnier este un prieten de-al meu, am lucrat îndeaproape cu dumnealui în calitate de vicepreședinte al Comisiei Europene în trecut, lucrez cu dumnealui. As President of the European Parliament, Barnier în calitatea mea de președinte al Parlamentului European și domnul Barnier a fost coordonator al Uniunii Europene pentru Brexit. Barnier is a good man. Barnier este un bun politician, un om plin de calități. Because I am dar notorious president of the European Parliament, but also eu sunt the vice president of the European People Party. Președintele Parlamentului European și vicepreședintele grupului Partidului Popular European, eu îl sprijin pe Manfred Weber. Acesta este candidatul nostru pentru postul de președinte al Comisiei Europene. Apropo de haos, dopo questo annuncio, credo che questa notte anunț, dormirò lo stesso. Eu cred că voi dormi liniștit, să știți, la noapte, în pofida acestui anunț. Televiziune Svizzera, Thomas Miglierina, 21 capi di Stato, in pratica solo hanno firmato un manifesto in cui invitano ad andare a votare per le elezioni europee e criticano abbastanza chiaramente il nazionalismo. Non hanno firmato solo i 7 monarchi dell'Unione Europea, perché per tradizione i monarchi credo che non firmino mai gli appelli al popolo. Come valuta questo passo? È sorpreso per esempio che sia firmato anche dal Presidente Duda, dal Presidente Zeman, che solitamente non è molto eurofilo, da presidenti come lo stesso Mattarella che solitamente non hanno un ruolo politico, hanno un ruolo diverso e quindi firmano raramente degli appelli. Indipendentemente dalle posizioni politiche o delle origini politiche, dell'appartenenza a famiglie politiche dei capi. Ce contează este să ne gândim și la apartenența politică a șefilor de stat. E normal să ceară apărarea democrației, consolidarea democrației și să ceară cetățenilor să meargă la vot. In numero ei au dorit să ceară cetățenilor di quello che potrebbe essere participe în număr mare la vot di coloro che andrebbero in caso di un rafforzamento dell'astensione. Anche il Parlamento europeo ha lanciato una campagna istituzionale per invitare i cittadini a votare. Poi ogni cittadino vota per il partito che gli piace di più, che rappresenta meglio le proprie idee, per convincimento. Andare a votare non è un'indicazione a favore di una parte o dell'altra, ma soltanto un invito ai cittadini a dire la loro, anche perché chi è assente ha sempre torto. Să-și exprime liber votul pentru cine dorește.
Bună ziua, domnule președinte, bine ați venit la Sibiu. Aș vrea să insist, dacă se poate, un pic pe tema Brexitului și a plecării Marii Britanii din Uniunea Europeană. Termenul final se pare că este la data de 31 octombrie, iar premierul britanic, Theresa May, a reiterat faptul că acordul este unul de ieșire și nu mai există nicio posibilitate de reîntoarcere din drum. În condițiile acestea, 73 de locuri pe care Marea Britanie le are în Parlamentul European, ce se va Comisia Europeană, în Parlamentul European, ce se va întâmpla cu aceste 73 de locuri? Vor fi redistribuite în cazul Brexitului, în cazul ieșirii, celorlalte state subreprezentate? Se are în vedere o lărgire cumva a Uniunii Europene, rămânând totuși mai puține locuri, de 751 de mandate? I deputati britannici europarlamentari britannici a maggio lasceranno il Parlamento lo stesso giorno in cui il Regno Unito lascerà l'Unione Europea. Din Uniunea Siccome Europeană, già era stato deciso și, vedere că deja come hotărât sostituire modul în care se va face această înlocuire, în sensul că se va trece de la 751 la 706 europarlamentari, sigur va exista o creștere a parlamentarilor din diferite țări care în temeiul acordului și reformei au primit un număr mai mare de deputați. Vă dau exemplu Italiei, țara mea. Vor fi aleși în acest moment 73 de deputați în Italia, iar în momentul în care va ieși Regatul Unit din Uniunea Europeană, vor mai intra încă trei, adică primii trei de pe listă, mă rog, în funcție de ce rezultate vor fi la alegerile din 26 mai. În ceea ce privește acum Regatul Unit, sigur că britanicii din totdeauna ne-au luat prin surprindere, trebuia să plece chiar înainte de alegeri, apoi au cerut să se prelungească termenul, trebuie să trebuiască la Londra ce vor face, cred că nici ei nu știu în acest moment ce vor face. Președinte, tra le riforme che lei prima citato, cioè quella la care v-ați referit dumneavoastră ceva mai devreme, sigur, există acea reformă care prevede transferul dreptului de inițiativă legislativă către Parlamentul European. Nu credeți că acest lucru include și o revenire a Comisiei la rolul pe care are până la urmă conform tratatelor, și anume o entitate de reglementare, o entitate independentă de guverne, de politică, lucru care s-a mai pierdut, care s-a mai pierdut în timp, chiar cu Comisia Juncker s-a vorbit despre o comisie politică, mă rog, lucru improbabil, pentru că până la urmă este vorba despre politica care se dorește, până la urmă trebuie să fie făcută de către Parlament și de către Consiliu, prin guverne, nu e treaba Comisiei să stabilească politica. Certamente, la Comisione firește. Europea Comisia e un Europeană este un organism executiv. Treaba ei este să pună în practică deciziile adoptate. Acum nu cred că toată puterea trebuie să fie concentrată în mâinile Comisiei, lucru care, din păcate, s-a întâmplat și am spus-o repetat rândul. Parlamentul este cel care controlează activitatea Comisiei și nu invers. Iar puterea democratică este în mâinile Parlamentului. Noi suntem reprezentanții poporului. Acum, dacă poporul nu vrea să ne voteze, putem să ne cerem acasă. Problema însă este alta. Attenzione a non trasformare să nu transformăm Comisia Europeană cu multe puteri, să nu se transformă într-o domnie a tehnocrației și birocrației. Sigur că trebuie să fie supusă unui control, sigur că trebuie să se adapteze la legile pe care le face Parlamentul și pe care le face Consiliul, dar comisarii sunt până la urmă numiți politic, nor fie aleși cum sunt aleși Europarlamentul. Deci este responsabilitatea lor. Comisarii nu sunt directori generali. E dificil inquadrare da un punto di vista giuridico, però va acest lucru din punct de vedere juridic, dar puterea executivă, comisare, puterea executivă, dar doar că nu e o putere absolută. Asta pentru că inima, până la urmă, puterii politice se află în Consiliu și Parlament, așa încât aplicarea regulilor este importantă, însă întotdeauna sub controlul comisarilor și nu al directorilor generali.
Domnule președinte, mandatul dat de Parlamentul European pentru susținerea Laurei Codruța Kövesi și pentru funcția de procuror european va rămâne valabil și pentru viitoarea legislatură a Parlamentului European? C'è una continuità amministrativa, il Parlamento ha deciso, esiste non si cambia decisione, amministrativa, noi andiamo avanti lungo la strada intrapresa. Il Parlamento ha già una hotelure, questa hotelure non è irrevocabile. Presidente Consoli, Asca News, vorrei ritornare sulla questione degli Spitzenkandidat. È chiaro che c'è da parte del Consiglio Europeo l'intenzione di non, almeno della maggioranza, di non rinunciare alla prerogativa di decidere senza automatismi chi designare come candidato presidente della Comisione. Lor de a hotărâ să numească cine va prezida Comisia Europeană. Parlamentul European insistă să aibă această putere de a influența această hotărâre. Și apoi să existe și un vot cu majoritate. Parlamentul European se profilează un conflict interinstituțional între Parlament și Consiliu, sau credeți că se va ajunge totuși la un acord? Tratatul stipulează foarte clar că președintele Comisiei Europene deciso dagli stati trebuie membri să fie ales de statele membre pe baza rezultatului electoral. Un capriccio del nu este vorba despre un capriciu al Parlamentului European. Electoral, cioè la rezultatul electoral este rezultatul alegerii quindi, poporului și trebuie să fie ascultat. Dacă poporul din întreaga Europa alege tratato, o forță politică, atunci în temeiul tratatelor președintele Comisiei trebuie să provină din această tabără politică. În timpul acestei legislaturi, noi am hotărât să indicăm candidatul diferitelor forțe politice, dând astfel o indicație, care, bineînțeles, nu este obligatorie din punct de vedere juridic, însă rezultatul alegerilor este unul obligatoriu. Nu este obligatoriu din punct de vedere juridic del numele candidatului, ma lo è politicamente, dar este din punct de vedere politic, chi si presenta, deoarece davanti ai cittadini dicendo in faccia ai cittadinilor questo è il nostro candidato, acesta este candidatul nostru, e il popolo vota una forza politica maggioranza cu majoritate pentru anumită forță politică, vă dați seama că ar fi un adevărat contrasens cambiare scelta dacă dintr-o dată ne-am răzgândit și am alege pe altcineva, limitare la libertà democratica, limita libertatea democratică. Quindi io ritengo che gli stati membri debbano că statele membre trebuie alle scelte politiche, alegerile politice fatte dai cittadini, pe care anche se, ripeto, cittadini, non sono strictu senso, nu este strictu senso obbligatorio din punct de vedere juridic, da un punto di vista politico. Dar, din punct de vedere politic, da. Ultima întrebare, vă rog. Thank you. It's Jennifer Rankin at The Guardian. I wanted to return mulțumesc to Brexit. Jennifer Rankin, if the Parliament has Guardian to be reduced from 751 to 705 dacă MEPs, how much of a problem is that for the European Parliament? Would you have to re-elect the President? Would you have to reform the committees? Or is it something that could be easily managed, that transition? Transition without problems. Tranziție fără probleme. We reduce the number of suntem the members of the obișnuiți European Parliament cu the day after the Brexit. Efectivul deputaților din Parlamentul European, okay, imediat după Brexit. Please. Acum, ultima întrebare. Lia Moise, reporter Europa. Sir, did you mention that you will see a green Europe? About this, I want to ask you, what do you believe about the idea to allocate 25% of the European budget to that project of climate change, fighting climate change? That's my first question. And my second question, the Austrian said very clearly that they would like to have a higher fiscal discipline. How do you think this will go together with a budget for dedicated for European Union, European zone, Eurozone? Thank you. Ma
io credo che innanzitutto si debba discutere tra rigore e austerità. Ci alegem între rigoare și austeritate. Pentru mine austeritatea este un concept cu connotație negativă. Rigoarea înseamnă respectarea regulilor. Per quanto riguarda la disciplina, ce privește acum disciplina budget, fiscală, bugetară, anche il trattato, che è un trattato, și tratatul, che parla care di un patto, tratat care vorbește despre un pact de stabilitate și creștere. Quindi l'obiettivo non è solo la stabilità, obiectivul nu reprezintă doar stabilitatea, ci si comete un errore se si parla solo di stabilità. Este o greșeală să se vorbească doar de pactul de stabilitate. Certamente i bilanci dei vari stati non possono essere membre, nu pot fi bugete care să ducă la creșterea datoriei publice la nivel național, periclitând astfel conturile și stabilitatea financiară a Uniunii Europene. Dacă însă vorbim despre investiții che puntano care vizează să asigure o creștere și care duc la creșterea economiei europene, în consecință putem da dovadă de flexibilitate, così come previsto dal trattato, așa cum prevede și tratatul. Si chiamano fattori attenuanti del patto di stabilità e quindi io credo che debbano essere applicati, cred că ar trebui să fie aplicați previa autorizzazione ovviamente. Sigur, în preambil se obține o autorizare în acest sens. Magari pensi di sforare il tetto del 3% per fare politica sulla crescita. Pragul de 3% pentru că mizează politica lor pe creștere. Folle sforare il tetto del 3% per aumentare il debito pubblico, che è uno dei grandi problemi, pragul de 3% de deficit pentru a periclita creșterea economică pentru întreaga țară. Da dove vengo? Și aceasta e o problemă și pentru țara din care vin eu, în Italia. Thank you very much. Vă mulțumim foarte mult. Grazie.